Astăzi, mâine și miercuri, elevii de clasa 12-a vor susține prima probă a examenului de bacalaureat. Medicii de familie au fost solicitați de către Direcția de Sănătate Publică să asigure asistența medicală a elevilor. La probele orale însă au refuzat. Consider că solicitarea medicilor de familie la bacalaureat pentru asistență medicală la bacalaureat este ilegală, pentru că medicii nu au această obligație, ei lucrând în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, și acest contract nu prevede așa ceva. Anul acesta, la nivelul județului Gorj, vor fi 32 de centre de susținere a examenului de bacalaureat, de două ori mai multe ca anul trecut. Din această cauză este nevoie ca pe lângă cei 11 medici școlari să intervină și medicii de familie. Dacă medicii de familie refuză să se ducă să supravegheze sau asistenții, că nu trebuie neapărat să fie un medic, trebuie cineva care să asigure un prim ajutor, atunci și se întâmplă ceva cu vreun copil, o să fie direct răspunzător. După proba de limba și literatura română orală, elevii vor da examen în data de 31 mai la o limbă străină, în 29 iunie la română scris, în 30 iunie matematică sau istorie, iar în 2 iulie vor susține proba la alegerea profilului.